Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, avem primari noi și vechi. S-au terminat și alegerile pentru primării. Surprize mari nu prea sunt. Aceiași corupți, aceiași mafioți pe care îi știm de 26 de ani au câștigat alegerile, au venit la Ciolan din nou, vor împărți din nou contracte cu panseluțe și cu borduri și vor face ceea ce știu ei să facă mai bine. Vor fura din greu pentru binele vostru, desigur. Iată, la primăria Capitalei, PSD-ul e roșu tot. Gabriela Firea a câștigat alegerile pentru primar general cu 43,4%, pe locul 2 Nicușor Dan cu 30%, Cătălin Predoiu cu 11%, Robert Turcescu cu 6%, Daniel Barbu cu 2,9%, și meritocratul nostru Cătălin Berenghi cu 1,9% pe locul 6 din 12 candidați, mi se pare. E onorabilă clasarea pe locul 6 din 12. Nu-mi place procentul acesta. 1,9% este mai puțin decât îi dădeau sondajele de opinie, dar este foarte logic și de înțeles de ce s-a întâmplat acest lucru. Eu personal am avut o experiență, pot să-i spun negativă, m-au sunat doi meritocrați din București care mi-au spus: domnul primo, știți, eu am votat cu Nicușor Dan, că oricum Berenghi n-avea nicio șansă și măcar poate iese Nicușor Dan și nu iese Firea. La fel au gândit probabil cam 50% dintre votanții lui Cătălin Berenghi, că și dacă îl votează și dacă nu îl votează e tot una, dar dacă își dau votul lui Nicușor Dan s-ar putea să scape de ciuma roșie. N-au scăpat. În schimb au reușit să îl aducă pe Cătălin Berenghi la jumate din cât ar fi meritat să aibă. Mă doare foarte mult că maimuțoiul ăsta, Daniel Barbu, slugoiul lui Tăricianu, a ieșit deasupra noastră. Mă deranjează mult că lefegiul lui Băsescu, Turcescu, are 6% de 3 ori mai mult decât noi. Se pare că există încă idioți în București cărora le e dor de Băsescu. Despre Cătălin Predoiu, o surpriză pentru procentul mic, dar din nou explicabilă. De ce? Pentru că el este pe aceeași felie anti-ciumă roșie, e pe aceeași felie cu Nicușor Dan și cu Cătălin Berenghi și mulți dintre votanții PNL-ului, văzând sondajele de opinie care îl dădeau net câștigător pe Nicușor Dan în defavoarea lui Cătălin Predoiu, au zis: bă, mai bine îl votez pe Nicușor Dan, că măcar e o șansă să nu iasă Firea. Astfel, Cătălin Predoiu a ajuns de la un 18-19% la cât era creditat, la 11%, exact ca și în cazul lui Berenghi. Nu, același lucru s-a întâmplat cu Turcescu, cu Daniel Barbu, care au segmentul lor clar de votanți, sunt fripturiștii din gașca lui Băsescu și al lui Tăricianu, sunt oamenii lor de casă, sunt consilieri, familii de consilieri, sunt pupincuriști din jurul lor, din gașca lor, care întotdeauna au avut și speră să mai aibă de câștigat, să mai cadă ceva frimituri și pentru ei, dacă gașca mafiotă din care fac parte ajunge la putere. Ăștia votează mereu același lucru, orice ar fi, pentru că interesul lor e acolo. Ceea ce nu-i cazul lui Cătălin Berenghi, ceea ce n-a fost cazul lui Predoiu, pentru că Predoiu, iată, are doar un 11% de liberali fanatici în spate. Restul erau simpatizanți care nu neapărat ar fi votat cu PNL-ul, dar care ar fi votat anti-ciuma roșie, anti-PSD. Ei bine, dându-și seama că Predoiu nu are nicio șansă, simțind că Dan Nicușor are mai multe șanse, au zis: bă, măcar hai să băgăm aici. Dacă tot s-ar fi dus de la Predoiu la Nicușor Dan, ar fi putut fi o luptă strânsă pentru locul întâi între Firea și Nicușor Dan. Așa s-au împărțit voturile opoziției între Nicușor Dan și Cătălin Predoiu. A mai luat și, desigur, Cătălin Berenghi, pentru că toți cei ce au votat cu Cătălin Berenghi ar fi votat anti-PSD, dacă n-ar fi fost candidat Berenghi. Așa că, dragii mei, probabil că am fi putut avea și un alt fel de primar la București, cu o condiție. Toți cei ce sunt antisistem, antimafie, să-și fi unit forțele și să voteze un singur om.
Adică să nu-l avem pe Nicușor Dan, să nu-l avem pe Cătălin Berenghi, să nu-l avem pe Predoiu, să fi avut un singur reprezentant, să nu-l avem pe Bogdan Diaconu și am fi avut probabil un singur reprezentant cu probabil 44% și am fi reușit să o învingem pe Firea. Dar, iată, noi ăștia care nu suntem de partea PSD-ului, suntem dezbinați. Nu numai că suntem dezbinați, există și fricțiuni între, de exemplu, Nicușor Dan acesta. Acum, eu nu știu cât e de adevărat. Circulă zvonul, circulă această știre cum că ar fi omul lui Sereș. Și eu vă spun sincer că am pus și eu botul la chestia asta. De ce? Pentru că omul n-a venit niciodată să spună, nu, domne, n-am nicio treabă cu noua ordine mondială, n-am nicio treabă cu Sereș, nu am nimic cu el. Nu l-am văzut niciodată să spună asta. A fost întrebat în emisiune dacă este în spate și a început să o dea cotită, că știi că l-a primit niște bani de la Sereș, dar nu erau mulți, dar nu știu. Adică chestii din astea care mai mult l-au băgat în ceață decât l-au scos. Și atunci cum să te aliezi cu el? Cum să spui, da, noi te susținem, Nicușor Dan, că nu suntem convinși dacă nu cumva tu ești rău mai mare decât Firea și decât PSD-ul? Pe de altă parte, e de discutat și o să discut la punctul 2, dar să vedem un pic și rezultatul de la Consiliul General al Municipiului București, consilierii. Consilierii, iată, sunt de la PSD-UNPR 41%. De la Uniunea Salvați București al Nicușor Dan 24,6%. Vedeți, aici se vede cel mai bine. Peneliștii au votat la consilier cu PNL-ul. Ăia al Nicușor Dan au votat cu USB-ul. USB-ul are doar 24%, Nicușor Dan are 30%. 6% sunt de la Predoiu, în mod sigur. PNL 13%, PMP 7%, ALDE 6,35%, la nivel național PSD-ul 38%, PNL 32%, ALDE 6,2%. E interesant acest rezultat în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă. Ce vedem? Că o să avem doar PSD și ALDE, care împreună vor face aproximativ 43% și de partea aialaltă plus UDMR 6% și majoritate parlamentară. De partea aialaltă PNL cu 32%, PMP nu intră cu 4,2% în Parlament. Măcar atât să ne răcorim și noi, măcar atâta bucurie să avem că am scăpat de Băsescu și de gașca lui mafiotă. Ei bine, ne pregătim pentru un nou guvern Victor Ponta, ne pregătim pentru continuarea Republicii Mafiote România, nu mai lipsește acolo unde tot Bucureștiul este roșu, decât un președinte gen Gabriela Firea și un președinte gen Victor Ponta și putem să-i spunem Republica Mafiotă România. Victor Ponta, în schimb, are o suferință. Are o mare suferință. USB-ul și Nicușor Dan. El a susținut ieri că Uniunea Salvați Bucureștiul condusă de Nicușor Dan este o mișcare de extremă stânga, genul Podemos din Spania. Fiți atenți, dragii mei. În județul Europa în care stăm noi, toți cei ce nu sunt political correct, adică toți cei ce nu sunt pro-americani, toți cei ce nu iubesc oligarhii și corporațiile, toți cei ce nu iubesc Uniunea Europeană și li se pare că România e nedreptățită în cadrul Uniunii Europene, toți cei ce sunt anti război, sunt împotriva crimelor din Irak, Libia, Siria, Ucraina, toți ăștia sunt extremă dreaptă. Toți cei ce nu sunt de acord cu invazia musulmană pusă la cale de noua ordine mondială, toți cei ce sunt împotriva masoneriei și a noi ordini mondiale pe care vor să instaureze, sunt extremă dreaptă. Înțelegeți? De partea aialaltă, toți cei ce nu sunt împotriva americanilor, nu sunt împotriva NATO, nu sunt împotriva UE, ba din contră, sunt pro-UE și pro-atlantiști, dar sunt împotriva sistemului,
Sunt împotriva partidelor și politicienilor. Sunt împotriva mafiei și a corupției. Ăștia sunt extrema stângă. Înțelegeți? Deci, stau și mă gândesc, unde suntem noi, meritocrații? Că noi suntem și extrema dreaptă și extrema stângă în viziunea lui Ponta și a celorlalți political corecți. Noi ăștia care nu vrem nici noua ordine mondială, nu suntem nici pentru război cu Rusia, nu suntem nici de acord cu ce face NATO în toată lumea asta, crime peste crime împotriva umanității, nu suntem nici pentru bătaia de joc a Uniunii Europene la adresa românilor. Nu suntem nici mari iubitori de corporații și oligarhi. Nu suntem nici pentru privatizarea la sânge a resurselor naturale și energetice a țării prin cadorisirea corporațiilor. Nu suntem nici pentru acapararea tuturor terenurilor agricole de către străini. Nu suntem nici pentru defrișările sălbatice ale României. Și care suntem și împotriva partidelor și a politicienilor, noi ăștia suntem extrema dreaptă și stângă la un loc. Ei bine, dragii mei, aici ne găsim noi. Nu suntem nici extremă dreaptă, nici extremă stângă. Suntem la mijloc. Dar nu suntem nici political correct ca Băsescu, Ponta și MRU. Nu suntem political correct ca la Tel Aviv și ca la Washington. Noi suntem political correct pentru România și pentru români. Noi vrem binele nostru. Nu a Tel Avivului și nici a Washingtonului. E bine, noi ăștia meritocrații suntem cei mai periculoși dintre toți, că suntem dublu extremiști. Suntem extremiști la pătrat. Înțelegeți? E bine, dragii mei, Victor Ponta are o mare durere. Nu numai extrema dreaptă îl deranjează, ci și extrema stângă. Tot ceea ce e împotriva sistemului, ăsta mafiot din care ei profită, în care el, Victor Ponta, e capo del tutti capi de mafia, ei bine, toți care sunt împotriva sistemului lui, a lui Victoraș, sunt niște ticăloși. Sunt extremiști, extremă stângă, dreaptă, nici nu mai contează. Extreme. Cine nu-i cu el e extremă, e periculos. Mai mult e nazist. Atenție! Dacă nu ești cu partidele, cu politicienii, dacă nu vrei musulmanii să stea peste tot în jurul nostru, să ne violeze nevestele, dacă nu vrei invazie, dacă nu vrei moschei, dacă nu vrei să-ți dai pământurile, pădurile, aurul, petrolul, totul cadoul lor, ești extremist și nazist, măi, la pușcărie cu voi, cu toți. Cum adică să fii pro-român? Pro-român e o rușine și înseamnă și în curând va fi, atenție, că deja numai să vorbești despre istoria neamului tău și despre mari eroi ai neamului, se pedepsește cu pușcăria. În curând să afirmi că ești pro-român sau că-ți iubești țara, se va pedepsi cu pușcăria, cu an grei. Nu un an, doi, cu suspendare ca pentru corupție. Nu trei ca pentru trădare de țară. Pentru dragoste de țară, 20 de ani de pușcărie. Muncă grea, silnică. Acolo se va ajunge, ascultați-mă, e vorba de ani de zile. Și nu vei mai avea voie să spui că-ți iubești țara. Nu vei mai avea voie să spui că ești pro-român, va fi un pericol mare. Dar reprezentantul de seamă al sistemului, iată ce ne spune. Citez din Victoraș. Am constatat și eu că Uniunea Salvați Bucureștiul e o mișcare europeană de extremă stânga, genul Podemos din Spania. Am văzut și eu genul acesta de electorat. Am văzut cum s-a votat în Grecia pentru Syriza, genul de mișcări care acumulează votul antisistem, votul împotriva partidelor, dar care când ajung să guverneze, ori fac ca Tsipras, adică o întoarcere ca la Ploiești, și tot ce au zis în campanie nu e adevărat, ori iese un dezastru. Dar e clar că mergem noi în trendul ăsta european spre o mișcare de extremă stângă, a afirmat Ponta luni. Fostul premier a spus că probabil mulți dintre foștii votanți al lui Dan Diaconescu au votat acum pentru Nicușor Dan. Are o mare durere Victoraș Ponta. De ce e lumea antisistem, mă, când sistemul ăsta e așa fain? I-a făcut lui Doldora conturile din Dubai, și lui Ghiță, și lui Dragnea, și la toți mafioții.
De ce e așa chestia asta? Ce i-a apucat, mă, pe europeni cu antisistem și Podemos și M5 Stele și în Ungaria al ăștia, al Orban și în Polonia și peste tot i-a apucat cu antisistemul acum. Când tocmai a intrat și el în sistem și a reușit să facă un pic de cheagă acolo, gata, antisistem acum. Dar nu se poate, mă, dar Victoraj! Victoraj, dar cum să-ți facă una ca asta? Ei nu văd că toți ăștia până la urmă se dau cu sistemul? Corect, corect. Și Podemos, și Tsipras, și M5 Stele, și toți. Toți se dau antisistem pentru că văd că popoarele sunt revoltate și nu mai vor partide și politicieni, dar ajung în Parlament și odată ajung și în Parlament, dansează cum le cântă noua ordine mondială. De ce? Pentru că așa e normal. Pentru că ajung acolo unde se lucrează cu mierea și e greu să lucrezi cu mierea și să nu te lingi pe degețele. Și odată ajungi ăștia, parlamentarii, politicienii antisistem, ca să vedeți ce paradox. Adică tu ești politician, intri în Parlament și o să fii tâmpit să votezi tu împotriva partidelor și politicienilor. Asta ar fi chiar culme. Când tocmai ai ajuns și tu la bucate, când tocmai ai dat de miere, să spui gata, să se termine cu mierea. Păi nu se poate așa. Sigur că, dar ei sunt niște oportuniști, niște demagogi, toți ăștia din Uniunea Europeană care se declară antisistem. Nu sunt niciun antisistem. Nu poți fi antisistem și să vrei în continuare partide și politicien pentru că ai ajuns tu partid și politician. Sigur că sunt niște oportuniști, niște viermi, niște șmecheri care au găsit o nouă metodă de a păcăli popoarele. Dar popoarele, dragii mei, chiar nu-și mai doresc partide și politicieni. Mi-a plăcut la Nicușor Dan un lucru. A spus că nici nu se pune problema a face vreo alianță cu PSD-ul să devină el viceprimar. Am apreciat foarte mult acest lucru. Omul nu e un fripturist. Omului s-a propus o friptură faină și a zis nu mă interesează friptura voastră, eu sunt antisistem. Acum, el face partid și merge pe aceeași linie greșită a la Podemos, M5 Stele și Syriza, că intră în Parlament și schimbă sistemul. Ceea ce este o prostie imensă. Nu poți schimba sistemul. Cum adică tu să stai singur, craca de sub picioare? Sigur, tu, Nicușor Dan, poți să fii sincer. Și să spui, da, eu vreau schimbarea sistemului. Numai că toți aia care vor intra în Parlament, să zicem că vor fi majoritate, să zicem că vor fi 301 din 600 de al lui Nicușor Dan. Păi, dragii mei, aia 300 de omuleți, de flămânzi, care au ajuns și ei parlamentari și au ajuns și ei acolo unde se împar contracte, unde se face trafic de influență, unde se iau salarii barosane, pensii barosane, în funcție de câți ani ești parlamentar, ce vor zice? Bă, Nicușoare, ai, bă, ești prost, cum să desființăm Parlamentul? Cum să schimbăm sistemul acum? Tocmai când am ajuns și noi aici, acum, și acum s-a îmbunătățit viața noastră, tu ne ceri să renunțăm acum? Păi nu putem, mă. Și o să-l trădeze toți, vă dați seama. Sau o să rămână el cu o mână, cu 10 oameni în jurul lui, de idealiști care cu adevărat cred în schimbarea sistemului. Nu se poate schimba sistemul în felul ăsta, este o aberație. Dar e bine că măcar apare și în România ceva. Măcar există lupta asta împotriva sistemului, să știe și bandiții noștri că, iată, după ce au reușit să lichideze primul vlăstar de antisistem, PPDD-ul lui Dan Diaconescu, pe care l-au băgat în pușcărie pe nedrept. Dan Diaconescu este un deținut politic, să fie clar. Dan Diaconescu a primit pușcărie 5 ani jumate pentru nimic, pe lângă ce au făcut alții care au primit un an, doi cu suspendare. Dan Diaconescu este un martir, este un deținut politic și va intra în cartea de istorie ca deținut politic al democrației. Este deținutul politic lui Victor Ponta, care nu a putut să accepte opoziție la traiul lui bun. N-a putut să conceapă Victor Ponta că cineva se opune ca el să facă în continuare averi uriașe pe spinarea noastră. Și atunci l-a băgat pe Dan Diaconescu în pușcărie,
a desființat, i-a cumpărat pe toți PPD-diștii lui Dan Diaconescu, normal, asta se va întâmpla mereu. Asta va păți și Nicușor Dan. Mă mir că nu este deștept, că înțeleg că e profesor de matematică, că nu gândește, stai bă, că ce-a pățit Dan Diaconescu, o să pățesc și eu. O să-mi găsească și mie vreo chichiță, o să mă bage în pușcărie și după aia o să-i cumpere pe toți parlamentarii USB. Sau USR, că acum o să-i zică Uniunea Salvați România. Deci, slabe speranțe să se întâmple ceva pozitiv. Sigur că da. Victoraș e supărat și numai la gândul că apar ăștia, că îi dă de lucru. Iar trebuie să umble la buzunar, să-i cumpere pe parlamentarii lui ăștia, lui Nicușor Dan, iar trebuie să înceapă să umble la pile și să-și facă datorii, să-l bage în pușcărie pe, sau să-i închidă gura lui Nicușor Dan. Deci sunt chestiuni care îi îngreunează viața lui săracul Victoraș. El peste 6 luni, în loc să fie prim-ministru liniștit și să bage în ele contracte și șmecherii și ghicii și umflarea conturilor prin offshore-uri, o să trebuiască să se ocupe să-i desfințeze pe ăștia, alu Nicușor Dan. Ce vreau să vă spun? Dacă Nicușor Dan mă va convinge că n-are nicio treabă cu George Soros și va ieși public și va spune că este împotriva noi ordini mondiale și a masoneriei, va spune public că este antisistem, eu am să-l susțin cu o condiție. Să spună, după ce dărâmăm sistemul așa cum vrea el, că e antisistem, ce propune să punem în loc? Pentru că antisistem sunt toți. Și Podemos, și Syriza, și M5 Stele, văd că și Nicușor Dan. Dar ce pui în loc? Niciunul nu spune. Asta este o mare durere a zilelor noastre. Au apărut forțele antisistem, dar cu excepția meritocrației, nimeni nu spune ce pune în loc. Păi să fii antisistem, atenție, nu înseamnă reforma sistemului. Nu să schimbi niște politicieni cu alți politicieni. Nu înseamnă să reformezi instituțiile. Antisistem înseamnă să le desființezi și să pui un alt sistem cu alte instituții. Noi, meritocrații, propunem meritocrația și avem Constituție, doctrină socială, doctrină economică completă. Propunem un nou sistem după ce l-am dat jos pe ăsta. Tu, Nicușor Dan, ce propui? Să zicem că reușești la alegerile din toamnă să câștigi alegerile cu mare majoritate, cu 80%, și îți pui în practică dorința de a desființa sistemul. Ok. Dar n-am auzit până acum ce pui în loc. Dacă Nicușor Dan va spune, domne, în locul la sistemul ăsta ticălos, pune meritocrația, pentru că este un sistem mult mai bun și este deja construit, făcut și se poate implementa rapid, se poate pune în practică, atunci eu, primul Laurențiu, nu voi putea decât să fac un singur lucru. Să susțin cu toată puterea, cu toată energia, pe Nicușor Dan și Uniunea Salvați România. Sigur că da, am promis că niciodată nu voi fi membru de partid, că nu fac partid, că nu mă voi implica politic, dar voi susține cu toată puterea mea această acțiune, pentru că e un război pe care, sigur că și dacă ești convins că nu poți să-l câștigi, pentru că tu nu ai armele adversarilor, dar trebuie să mergi la luptă. De ce? Pentru că trebuie să arăți că se poate. Trebuie să arăți că există opoziție. Că nu ne mai dorim să fim conduși de satane. Apropo de acest punct, iată, am primit o scrisoare impresionantă chiar ieri de la un vechi prieten, să-i spun, un domn profesor din Cluj, pe care nu-l cunosc personal, îl cunosc doar din corespondență, și care mi-a scris, iată, o scrisoare pe care o să vă o citesc, pentru că e foarte interesant și de analizat. Dragă Laurențiu Primo, impresionat de ascensiunea politică a lui Nicușor Dan, lider al Uniunii Salvați Bucureștiul și care intenționează acum să transforme această Uniune în salvarea României, nu mă pot abține să nu-ți scriu aceste câteva rânduri. 1. Mișcarea meritocrată, mai nou Ordinul Meritocratic, trebuie să devină formațiune politică în Parlamentul României, chiar în această toamnă. Trebuie înființată Uniunea sau Partidul Renașterii Meritocrate,
a României. Iar Laurențiu Primă o să fie președintele acestei formațiuni. El are toate calitățile necesare pentru a ocupa această poziție. Din interiorul Parlamentului va putea promova ideile democrației meritocrate. 2. Dacă nu te temi de dosarul tău personal, dacă nu te temi de DNA sau de DIHOT, tu trebuie să candidezi pentru funcția de președinte al României. Până atunci mai sunt peste 3 ani în care Uniunea, partidul parlamentar, va deveni o forță capabilă să te facă președinte al României. O asociere cu Uniunea pentru Salvarea României al unui Nicușor Dan ar fi în stare să măture scena politică insalubră din țară. Împreună ați putea îmbunătăți Constituția meritocrată concepută de tine, pentru care e nevoie de unele îmbunătățiri. 3. Uniunea pentru Renașterea meritocrată a României trebuie să fie înscrisă de sine stătător în registrul formațiunilor politice după ce își va stabili statutul. În această situație, Uniunea pentru Renașterea meritocrată a României va căpăta o mare putere de atracție și convingere în populația țării. Evident, acest partid se va organiza cât mai repede în teritoriu și la centru. Ideile tale, potențialul tău moral și intelectual nu trebuie risipite așa cum mi se pare că se întâmplă acum în dauna meritocrației. Energiile tale consumate cu actualitatea românească și mai nou cu ordinul meritocrației sunt o mare risipă. Dacă nu ai nimic de ascuns, dacă ești neșantajabil, este de datoria ta față de meritocrație, față de țară și cetățenii ei să ieși în față. Sacrifică-te așa cum a făcut-o și Iisus. Profesor Constantin Codreanu. Dragii mei, este un mesaj, probabil că este scrisoarea cea mai grea pe care am primit-o de când mă ocup de meritocrație. În primul rând, vreau să-i spun domnului profesor și vreau să vă spun tuturor că eu nu pot fi șantajat. Eu nu sunt la mâna nimănui cu nimic. Nu-mi dă nimeni să mănânc, nimeni nu are dosare împotriva mea și nimeni nu mă poate șantaja cu nimic pe lumea asta. Sigur că mi se pot inventa. Sigur că se pot fabrica fel de fel de minuni. Numai că toate astea nu sunt de durată. Astea ies la suprafață ca uleiul la suprafața apei. Problema nu se pune de frică aici. Problema se pune de moralitate. Nu este normal ca eu să militez pentru meritocrație, eu să mă lupt și să fac toate astea ca eu să ajung președinte într-o bună zi. Am spus-o de mai multe ori, eu nu sunt Ion Iliescu. Eu să mă lupt ca să schimb ceva, ca să aduc o nouă ideologie și după aceea eu să mă autopropun președinte, conducător. Nu-mi doresc asta, sunt oricând dispus să susțin pe orice bun meritocrat, orice meritocrat de încredere și de valoare care ar fi capabil să schimbe sistemul în România și care ar putea să facă trecerea de la actuala pseudodemocrație la o democrație reală care să aibă la fundamentul ei Constituția meritocrat. Există un om care poate să facă acest lucru. Există un om care poate să fie viitorul președinte al României și care să facă această tranziție de la rahatul actual la meritocrație. Nu trebuie să mă implic eu. Nu sunt șantajabil, nu sunt cumpărabil, nu sunt coruptibil, dar prefer să rămân un om ca toți oamenii, un om de rând care să-și facă treaba aici, la actualitatea românească, chiar dacă pare că este o pierdere de vreme, această pierdere de vreme are rolul, poate modest, de a deschide ochii multor români, de a-i trezi și de a le arăta că suntem în ceasul al 12-lea. Este o muncă titanică pe care o duc deja de 4 ani de zile pentru salvarea României. Iată că după ce eu am pornit în această muncă titanică de salvare a României, se pare că acest domn Nicușor Dan își dorește și el același lucru. Dacă este într-adevăr curat și nu este omul Sorosului și a noi ordini mondiale, îl chem alături de mine să ne unim forțele și eu sunt dispus să-l sprijin prin ceea ce însemn eu ca persoană publică pentru ascensiune și pentru lupta împotriva sistemului actual. Cu o condiție. Să propună ca alternativă la actualul sistem meritocrația.
Nu să ne luptăm să dărâmăm ceva și fără să știm ce punem după aia în loc. Și să avem soarta lui Podemos sau a lui Siriza sau a lui M5-stele. Da. Dragii mei, vă vorbeam emisiunea trecută despre mari rechini din comerțul românesc, despre supermarketurile care au acaparat toată această ramură a economiei românești. Iată că avem și vești bune. În Parlament există un proiect de lege făcut de câțiva parlamentari patrioți români, că mai există și așa ceva, care îi obligă pe marii comercianți din România să vândă produse românești în proporție de minim 50%, dar iată că acest proiect de lege a fost blocat de către George Bătescu, director executiv la Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, și PSD. Această lege duce la subminarea marilor lanțuri de magazine. Ne dă o lacrimă de tristețe. Auziți ce lege ticăloasă care duce la subminarea marilor lanțuri de magazine? Dacă va intra în vigoare, va crea un mediu ostil. Poate conduce la suspendarea licenței de funcționare a unei rețele. Vă dați seama, o rețea fără licență? Cum vine aia? Adică ei, mari miliardari, marile corporații, în țara lor, să rămână fără licență? Sigur că imediat s-a mobilizat PSD-ul și au blocat această lege în Parlament. Continui citatul. Retailerii pot lua decizia închiderii operațiunilor, susține Bădescu. Vă dați seama, dragii mei. Păi au ajuns să ne amenințe, să ne șantajeze, că își închid magazinele și nu o să mai avem de unde să ne cumpărăm pâine, apă, morcov, castraveți. Vă dați seama ce bandiți. Bădescu ăsta, marioneta asta în mâine corporațiilor, ne spune că fiți atenți, români, dacă mai veniți mult cu chestii din astea, poate închidem magazinele și muriți de foame, mă. Băi, trepădușilor, fiți atenți aici că ne enervați. Că asta e țara noastră și facem noi ce vrem. Ce interesant că proiectul ăsta de lege nu cerea ca în supermarketuri să se vândă doar produse românești. Nu cerea o chestie absurdă să fie 90% produse românești. Băi, era o chestie de bun simț. Jumate numai. Numai jumate din produse să fie și românești. Bă, s-a supărat maestru Bădescu și ne zice că fiți atenți, românașilor, că eu, lefegiu corporațiilor, vă trag la toți, măi, păduchilor, închidem magazinele, unul la mână, că doar nu vă imaginați că noi, care noi dăm licențele, nu o să ne mai dăm nouă licență. Doi la mână, nu o să aveți ce mânca dacă închidem magazinele. Trei la mână, Parlamentul e a nostru. Numai ne-am enervat un pic și PSD-ul a blocat legea. Oare de ce a blocat PSD-ul legea? Pentru că sunt patrioți, mă, de aia. Că nu vor să se închidă magazinul și să suferim de foame. Ei bine, dragii mei, proiectul de lege depus în martie în Parlament și inițiat de 10 parlamentari liberali obligă supermarketurile să asigure spații de expunere pentru produsele alimentare, carne, legume, fructe, ale producătorilor români de minim 50%. Fiți atenți! E vorba de a stimula industria românească alimentară. Adică și agricultura românească. Adică să se vândă fructe, legume și carne. Adică produsele din care își trag seva și trăiesc jumate din populația țării, din mediul rural, să se vândă și astea în supermarketuri, că ei altfel mor de foame toți ăștia. 10 milioane de români n-au unde să-și vândă laptele, carnea și legumele și fructele. Ce e așa fantastic? Și nu cer decât 50%, atenție! S-a supărat maestru Bădescu. Bădescu, fiți atenți, că ăsta o să schimbe și numele. Ăsta e genul de om care peste un an, doi, îi schimbă numele. Că e rușine cu nume românesc. Că și-a numele Goldman.
sau Braunschweig sau Hergemann sau ceva, înțelegeți, să sune, sune așa, la Tel Aviv, Berlin, așa, pe acolo. Înțelegeți, să fie și neamț și evreu, că așa sunt ăștia. Ca după aia să vezi succes, după aia să vezi ascensiune fulminantă. Că ăsta e doar începutul, când îți scuipă în cap propriul popor. Ei bine, dragii mei, nu sunt de acord. Au cerut parlamentarii ăștia 10 ca 20% din 20% din produsele vândute în supermarketuri să fie a unor producători locali. Adică dacă supermarketul e din Brașov, vinde în Brașov, 20% să fie producători din județul Brașov. Iară mi se pare de bun simț, ca să nu fie concentrări. Să nu fie, de exemplu, o singură mare fabrică care să producă carne de porc la Timișoara, a unor americani, și numai aia să vândă în toată țara, la toate supermarketurile și, de fapt, tot să nu fi făcut nimic pentru români. Legea este foarte de bun simț și pozitivă pentru România și pentru români. Ei bine, proiectul a fost amânat luna trecută după ce deputații PSD l-au trimis înapoi la Comisia de Agricultură pentru realizarea unor raporturi suplimentare. Înțelegeți? Și pentru analize. Așa că s-a terminat și cu legea asta, dragii mei. Pentru că, iată, reprezentanții noștri în Parlament nu sunt de acord cu o lege pro-românească, cu o lege care să stimuleze industria alimentară și agricultura românească. Nu sunt de acord reprezentanții noștri. Voi ați trimis acolo nu ca să vă reprezinte pe voi, așa cum scrie la carte, la teorie, ci că e democrație reprezentativă. Voi ați vota ca să se ducă să-i reprezinte pe mari oligarhi și corporațiile. De ce? Pentru că voi i-ați votat, dar de plătit îi plătesc aia. Înțelegeți? Și păgile de la ea vin. Ca la privatizarea Petromului. Voi i-ați votat și i-ați trimis în Parlament. Dar agențiile cu bani le-au luat de la ea, de la OMV. Și atunci privatizarea s-a făcut pe nimic. Pe echivalentul extracțiilor de petrol pe jumătate de an. De-aia vă zic că nu ne mai trebuie Parlament. Nu că ar fi răi parlamentarii, dragii mei. Eu de-aia spun că trebuie desființat Parlamentul și sistemul. Nu sunt de vină ei parlamentarii. Pe oricine ai trimite acolo. Este un fenomen logic, firesc. Tu, poporul, nu o să poți să pui câte un dolar fiecare ca să le dai mită 20 de milioane de dolari să voteze în favoarea poporului. Dar oligarhii și corporațiile pot să pună bani și să-i mituiască să voteze pentru în favoarea, în interesul lor. E logic și normal. Și toți fripturiștii ăștia de români care ajung în Parlament, atenție, 90%, dacă nu 99%, se nasc în ADN cu această boală a corupției. Ei sunt cumpărabili prin ADN. Asta e gena poporului nostru, dragii mei. 99 din 100 de români sunt coruptibili. Nu degeaba e vorba aia la noi, la români, că nu există incoruptibil, că există doar diverse paliere ale corupției. Unul se lasă corupți cu 100 de dolari, alții cu 1 milion, dar incoruptibil nu există. Auzi, frate? Noi, eu le zic că eu sunt unul din aia 100, ăla al 100-lea care nu poate fi corupt nici cu 10 miliarde de euro. Dacă îmi spui, primo, aruncă pixul ăsta pe jos și îți dau 1 miliard, de-al dracu nu-l arunc. Și nu mă interesează, eu nu simt miliardul ăla. Pur și simplu nu-l simt. Nici nu mi-imaginez ce aș putea face cu el, nici nu mă interesează. Din păcate, dragii mei, chestiile astea sunt înțelese de cei ce mă ascultă, numai că mă ascultă foarte puțin. Ei bine, fiți atenți, un mare prieten al României, senatorul John McCain, a făcut o declarație scandaloasă la adresa țării noastre. În timpul unor dezbateri electorale din Statele Unite, acesta a declarat că ar trebui votat Donald Trump ca președinte și, chiar dacă ar ieși acesta președinte, instituțiile vor funcționa, pentru că nu sunt precum în România.
Citez. Eu cred în continuare că avem instituții guvernamentale care vor ține sub control o persoană care ar încerca să-și depășească atribuțiile constituționale. Avem Congresul, avem Curtea Supremă de Justiție, nu suntem România, a spus John McCain. Cine e John McCain, prietenul nostru al României și al lui Georgica Maior, fostul șef SRI și lefegiu al CIA? Păi John McCain este un neocon, mare prieten al lui George Bush, un mare propagandist al noii ordini mondiale, cum îmi place mie să-i spun, o ființă satanică care este printre altele nașul, tătucu, organizatorul ISIS. El este vârful, capul rețelei, organizației neocone care a creat ISIS. Și asta este o chestiune pe care nu o inventez eu. Găsiți zeci, sute de articole pe internet, căutați pe Google, găsiți și poze a acestui McCain cu capii ISIS. Da, s-au pozat împreună, s-au pupat, s-au alea. Sigur că da, John McCain, atunci când a înființat ISIS, când a construit această rețea teroristă, el a fost foarte pragmatic. S-a gândit așa, unul la mână, face război această rețea în Siria. Și dacă, exact cum a făcut în Ucraina, da? După aceeași rețetă, la fel cum a făcut și în Libia. Ei bine, face război în Siria și după aia venim noi americanii. Ei zic să facem pace și democrație și să punem laba pe Siria. La fel cum am pus laba pe petrolul din Libia, cum am pus pe ăla din Irak, punem pe și pe ăsta. Ei bine, dragii mei, iată că ISIS le-a folosit nu numai la asta. Eu inițial așa am crezut că de-aia au creat ISIS. Dar ISIS le-a folosit și ca să alunge milioane de musulmani din zona arabă care să vină în Europa, și asta este în planul lor al neoconilor, al lui John McCain, să invadeze Europa cu musulmani ca să distrugă Europa, tot în folosul neoconilor este și activitatea teroristă, bombe asasinate. De ce? Pentru că vor avea pretext să ceară parlamentelor fidele să mărească bugetele pentru lupta împotriva terorismului, care bani, dragii mei, nimeni nu știe unde se duc și pe ce se duc. Dacă vă uitați în bugetele marilor țări din Europa, veți vedea miliarde și miliarde de euro alocate luptei împotriva terorismului, dar banii aia dispar într-o gaură neagră. Nimeni nu știe pe ce se duc. Încotro, pentru ce se cheltuie. Nimeni nu dă socoteală pentru ei, ci că e secret. Și le mai folosește la ceva lui John McCain și neoconilor lui această rețea teroristă. Big Brother, în toată lumea. Chipurile luptă împotriva terorismului, îi filmează pe teroriști. Adică, vezi, Doamne, dacă nu ne ascultă nouă telefoanele, nu pot preîntâmpina atacurile teroriste a lui ISIS, pe care tot ei l-au creat. A dracu treabă, ne ascultă telefoanele, ne supraveghează din toate părțile și toate aceste informații colectate le servesc extraordinar de bine ca să șantajeze decidenții politici, care după aia să nu voteze legi de genul celei de mai înainte, dar nu le-a folosit la nimic ca să preîntâmpine asasinatele de la Paris, de la Bruxelles, de la Istanbul și așa mai departe. Deci, acest Big Brother care a fost creat pentru a stopa terorismul, n-a reușit să stopeze terorismul. În schimb, ce de informații faine cu care să-i șantajeze ei pe miniștri, parlamentari și președinții din toată lumea. Ce fain au ei acum la dispoziție dosare peste dosare, prin care nu fac altceva decât să conducă întreaga lume după propriul lor plac. Ca să vedeți cât de ticăloși sunt. Ei creează problema pentru ca soluția să fie pentru ei. Și ca să vină și cireașa de pe tort, acum tot din cauza terorismului, pe care repet și repet și repet mereu, tot ei l-au creat, dar din cauza acestui terorism trebuie să se renunțe la banii cash. Da, pentru că vezi, Doamne, teroriștii
dacă n-ar mai avea bancheș, n-ar mai putea comite atentate. Adică e greu. Dacă te duci în magazin, în supermarket și cumperi un cuțit cu cardul, să te duci și să iei gâtul, să tai gâtul la 10 copii în curtea școlii ca la vrăbii. Da, e greu. Și unde-s banii cash? Lasă-mă că nu asta, asta e pretextul. E pretextul pentru că în noua ordine mondială nimeni nu trebuie să mai aibă cash, adică să fie independent. Toți trebuie să depindă de un card la care ei, conducătorii lumii, au control. Nu ești cu minte? Ești indisciplinat? Vrei meritocrație? Ia să blocăm noi cardul, să vedem cum ai. Sigur că nu-l blochează că e nedemocratic. Se blochează că e o problemă de sistem. S-a defectat un computer, un soft. Mor de foame primul. Ce să-ți facem? Dar ce să-ți facem? Nu din cauza meritocrației, că noi te simpatizăm, dar nu merge softul. Acum asta e. Dacă mor de foame, mor de foame. Ce să-ți facem? Dacă ai avut ghinion. Și uite așa, John McCain, dragii mei, prietenul nostru, dovedește că ne disprețuiește total. De ce ne disprețuiește? Pentru că el știe foarte bine cum conduce el și satanele din jurul lui România. El știe foarte bine că România este un bandustan, e o țară bananieră, de care ei, chiar ei, el, John McCain, George Bush, George Soros, Rockefeller, Rothschild și ceilalți își bat joc cum vor ei. Îi cumpără pe toți din toate instituțiile. Ei conduc DNA, ei conduc SRI, ei conduc parlament, ei conduc guvern, ei conduc președinție. Sigur că da, sigur că ne disprețuiesc, că e de disprețuit și eu dacă aș fi în locul lui, a zice, băi, ce civier, bă, fii atent ce fac cu ei. Sigur că ne disprețuiește, dar știți de ce ne disprețuiește? Că știe foarte bine cine suntem cu adevărat. Și ne disprețuiește pe drept. S-au supărat politicienii români. Dar e foarte întemeiată afirmația lui John McCain. Și ca să închei, dragii mei, fiți atenți. O gitană, să nu-i zic altfel, una Loretta Sanchez, membra Congresului din Statele Unite, a trimis o scrisoare către Romanian Community Coalition. Nimeni n-a auzit de așa ceva, dar există. Organizație care ne-a remis și nouă acest document. Loretta Sanchez, care este și copreședintea grupului de prietenie cu România din Congres, candidat pentru poziția de senator de California. Vă dați seama ce gitană ca lumea e asta, mă, fraților, mă, i-ați văzut moaca? Asta e din aia, pur sânge, sangre latino. Ea scrie, fiți atenți, n-are ce face Loretta, se plictisea și brusc și-a dat seama că e îndrăgostită de România. Și a apucat o îngrijorare pentru România și scrie așa: încălcările documentate ale drepturilor omului sub pretextul combaterii corupției, violarea drepturilor procesuale pe timpul anchetelor penale și amenințările la independența justiției din România. Congresswoman Sanchez adaugă: ca partener strategic al Statelor Unite, trebuie să sprijinim și să promovăm aspirațiile poporului român de a realiza beneficiile democrației, ale respectării drepturilor omului, drepturilor procesuale și a independenței justiției. Iată, dragii mei, ce înseamnă corupția în Statele Unite. Nu se numește corupție, se numește lobby. Lobby, adică îi dai bani unei panarame ca asta și îi spui, fă, ia să spui tu asta. După aia mă duc eu în România să le arăt la maimuțoi, la bananieri. Fiți atenți, mă, ce a zis una care candidează pentru funcția de senator în America. A zis să nu mai trageți în politice, să nu-i mai arestați pentru corupție. Că ce mare scofală e corupția? Trebuie să-i lăsați liberi. Așa tare aș fi eu curios cine a plătit-o pe doamna Sanchez ca să-și... Păi eu pun pariu că panorama asta nici nu știe unde e România. Dacă o întreb dacă e în Antarctica sau în Australia, zice că e în Australia. Băi, panorama asta a luat un ban și a zis, bine, o să puteți să scrieți numele meu acolo, că am zis eu asta. Dar, de fapt, eu aș fi curios cine a plătit contractul ăsta de lobby. Cine a spus, bă, fă muieră, fii atentă, uite, ia niște bani aici, că ai nevoie în campanie electorală,
Dar ia neapărarea nouă politicienilor să nu ne mai aresteze ăștia pentru corupție. Acum o să vină Victoraș, Ponta și cu Dragnea în Parlament și o să zică, uite ce a zis o doamnă care candidează să fie senator în America. Adică un Gheorghe Vasile, un din ăsta, un nei ca nimeni, orice panoramă din România care candidează pentru funcția de senator, ca și cum s-ar apuca să zică, fiți atenți, în America nu e în regulă ce faceți cu justiția, nu prea e în regulă. Nu e în regulă că polițiștii bată cetățenii pe stradă. America, atenție, ce ați zice? Un candidat la Senatul României să iasă cu așa o chestie. Ar fi de cascadorii râsului, nu? Ei bine, la fel o panoramă din asta din America, o cetățeancă americană, gitană, iese și spune, fiți atenți români, iar noi românii suntem toți nebuniți acum. Auziți ce a zis Loreta? Lăsați în pace pe politicieni, dar o să vină în Parlament acum și o să ne arate, Victoraș. Păi fiți atenți, mă, că America cere să nu ne mai arestați. Cere America și în baza la chestia asta ce zice Loreta. Trebuie eliminată infracțiunea de trafic de influență. Sigur că da, trebuie eliminată infracțiunea de corupție. Să se pedepsească cu mustrare scrisă. Șpaga până în 100 de milioane de euro trebuie pedepsită cu mustrare scrisă. Peste 100 de milioane, hai, un an, doi cu suspendare. Iată, dragii mei, corupția a la USA. Acolo nu-i corupție, e lobby, dragii mei. În curând va fi și în România. Cu Dumnezeu înainte. La revedere!